Day I'm shuffling. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Fresh Time. Sunt Mina Sandu, iar astăzi ne revedem și ne vom reîntâlni cu un fost, nu pot să-i spun niciun caz participant al acestei emisiuni, însă un invitat care ne-a făcut plăcerea de a fi în această emisiune și de a reveni astăzi. După ce îl vom cunoaște și după ce ne vom aminti de el și vom asculta piesele pe care le-am auzit și acum câteva luni, cred că în toamnă, dacă stau să mă gândesc bine, vom avea și o altă invitată cu care vom avea plăcerea să discutăm despre muzică și sper să vă facă plăcere pentru că este una din componentele trupei, unei trupe mari din Buzău, să nu vă spun prea multe detalii până la urmă. Astăzi îl avem alături de noi pe Coleș Florin. Salut, Mina, și salutare tuturor celor care ne urmăresc. Mă bucur foarte mult că ai revenit aici. Și eu mă bucur, mulțumesc frumos de invitație. Ai revenit pentru că vom discuta despre o nouă piesă a ta. Da. Mă bucur foarte mult că se face și s-a făcut ca această piesă să fie un duet alături de mine. Da. Și mă bucur foarte mult că ai făcut această alegere. Vom discuta despre ea și un alt subiect pe care îl vom aborda va fi o plecare, sper, de nu foarte multă durată. Rămâne de văzut ce pot să zic din punctul ăsta de vedere. În primul rând vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să facem piesa împreună. Chiar mă bucur și sunt mândru de ea. Este într-adevăr ultima piesă înainte de plecare. Ce pot să zic? Sunt foarte încântat. Eu zic că este foarte, foarte bună, de bun augur. Sperăm să și placă celor de acasă. Vom asculta sunt la sfârșitul emisiune. Până atunci, până vei pleca, sperăm să facem și o filmare, să avem un videoclip, să rămână amintirea, pentru că cu siguranță o creație ce nu poate fi lăsată în spate până la urmă. Așa este. Sunt ore bune de muncă alături de Doru Ungureanu, cel alături de... Da. Doru Constantinescu. Constantinescu, doamnă. Am greșit. Îmi cer scuze, Doru. Știu că o să se uite și... Nu-i nicio problemă. Îl salutăm pe Doru Constantinescu și îi mulțumesc totodată pentru instrumental. Doru Constantinescu, îmi cer scuze încă o dată. M-am tot gândit, pentru că sunt atâția artiști și... Așa. Atâția Ungureanu și Constantinescu. Da. Până atunci vreau să-mi spui, te rog, ce ai mai făcut, cum ești acum... Toți încercăm să ne ascundem de căldura asta și probabil că din cauza asta suntem așa de zăpăciți cum sunt și eu. Sunt foarte bine, mulțumesc de întrebare, sunt foarte bine, fac față căldurii cu brio, ca să zic așa. Mă relaxez cu o baie, cu prietenii, sport, fac sport, citesc, mă uit la filme cât mai pot, cât de mult posibil. Am mai lucrat, am mai terminat niște piese înainte de asta care am făcut-o împreună. Și nu știu, să vedem ce va fi în continuare, ce va urma. Piesele le-am difuzat deja, le-am distribuit pe adresa de Facebook și pe canalul de YouTube. Urmează piesa făcută de noi să o difuzăm, nu știu, în seara asta, mâine, vedem. Rămâne de văzut. Cât mai curând. Facem ultimele retușuri împreună cu Doru Constantinescu. O să merg la studio după ce plec de aici să facem ultimele retușuri. Care sunt foarte mici, până la urmă. Da. Am ascultat piesa și am rămas foarte impresionată. Mi-a plăcut ceea ce a ieșit. Doru lucrează foarte bine. Da. E nu neapărat prima dată când lucrez cu el, dar am mai lucrat când eram mică și pe atunci aveam 15 ani și a trebuit să înregistrez câteva piese la Doru. Dar acum revenind, am rămas impresionată, zic, băi, și foarte rapid și foarte bine. Da, lucrează foarte bine. Este într-adevăr un adevărat profesionist. Eu lucrez cu domnul Doru din 2012 și am fost foarte, foarte mulțumit. Și ascensiunea care a fost și tot, absolut tot, îi datorez lui și îi mulțumesc pe această cale. Spune-mi, te rog, că tu mai ai, nu știu, în jur de o săptămână de stat în Buzău. Da. Ceva de genul. Da. Ce faci și cum te bucuri de aceste zile în orașul tău natal? Da.
alături de familie. Mă gândesc că este destul de greu. Ciudat, este greu, într-adevăr, este o perioadă mai dificilă. Dar cu toate astea trebuie să mergem înainte, să trec peste. Petrec timpul cu familia, închei socotelile în locul unde am lucrat până acum. Discut, mă întâlnesc cu prietenii, vin în emisiuni. Mă bucur mult că și eu mă bucur, și eu mă bucur. Totuși să te prind, pentru că dacă vei pleca, nu se știe când... Bine, sigur vei pleca, pentru că deja ți-ai terminat toate socotelile, cum ai spus și tu. Totul unde este... vei pleca? Să spunem celor de acasă. În Țara Galilor. O să plec pentru o perioadă de, nu știu, 2 ani de zile. Nu știu, este prematur să dau un pronostic în privința la cât voi sta acolo. Cert e că va fi o perioadă, dar va trece. Cu siguranță va trece și vedem ce va fi pe parcurs. Vei pleca să lucrezi acolo și vei fi asistent medical, mi-ai spus. Da, așa este. Cum ți s-a oferit această ocazie? Până la urmă, nu e ceva ce... e o oportunitate, aș putea spune. Da, într-adevăr. Mulți pleacă din România crezând că într-o altă țară vor găsi exact ceea ce au nevoie, o siguranță financiară până la urmă, pentru că aici sunt foarte... rare aceste șanse să găsești, să lucrezi, să fii mulțumit pe deplin. Într-adevăr, așa este, ai perfectă dreptate. Este un lucru pe care mi l-am dorit și pe care l-am început, demersurile l-am început cam de anul trecut. Ce pot să zic? Este și din punct de vedere financiar, este o provocare nouă pentru mine. Întotdeauna am făcut doar ce mi-a plăcut și... doar ce am considerat că mi se potrivește și este o nouă provocare. Am răspuns cu interes și cu drag. Familia ți este alături? Sigur că da. Sigur că da. La început au fost cam... nu prea au fost de acord, dar ulterior au înțeles că decizia mea aparține și totul depinde de mine. Prietenii tăi? Prieteni? Ce când pot să zic? Când vă veți întâlni să faceți o... Cred că acum o noapte albă În weekend, cu siguranță, vom face ceva. Să rămână în amintire, cu siguranță. Am înțeles. Cum te pregătești? Cum veți... în ce limbă veți comunica acolo? Dacă te vei descurca... Mă voi descurca, cu siguranță mă voi descurca, este vorba de ce va fi acolo. Limba engleză, se vorbește, mă descurc, nu-mi fac probleme din punctul ăsta de vedere, n-am nicio reținere. Mă voi descurca. Despre muzică, crezi că vei putea face asta în continuare? Cu siguranță, muzica o voi lua cu mine, indiferent unde voi pleca și indiferent oriunde voi fi. Este un proiect pe care l-am început și pe care, din păcate, trebuie să-l opresc pentru o perioadă de timp, dar cu siguranță voi continua. Dacă voi continua tot cu persoanele de aici sau voi întâlni și persoane acolo, asta rămâne de văzut. Dar un lucru este sigur, că muzica va fi în continuare. Da, nu, mai nu mult vei ca sigur. Putea lăsa deoparte. Nu, nu pot să las așa ceva deoparte. Este o pasiune de-a ta de la ce vârstă? De la 14-15 ani am început să cânt prima dată și ușor, ușor am avansat. Fotbalul a fost primul lucru, prima iubire, ca să zic așa, și ulterior am descoperit și muzica în anii de liceu, în clasa 9. Și cu siguranță va fi în continuare, va rămâne. Știi că ți se poate întâmpla să întâlnești acolo pe cineva care va vedea în tine exact ceea ce ți-ai dorit să vadă mulți oameni de aici, probabil. Nu știu, oameni care te pot ajuta. Sper. Sper să fie așa. Da, într-adevăr, acolo lumea este mult mai deschisă și au altă mentalitate. Privesc lucrurile altfel, din toate punctele de vedere. Sunt mai deschiși. Din păcate, aici și la noi, în oraș, tristețea i-a acaparat pe oameni. Și, nu știu, îi reține în a mai vedea și altceva, în a privi lucrurile... Bucuria, exact, exact. Și lucrurile mărunte. Da,
Da, da, da, da. Din păcate, situația financiară care ne sugrumă pe toți nu ne dă voie să vedem și dincolo de ușă, de zid, ca să zic așa. Da, ne punem niște bariere singuri și... Da, din păcate. Din păcate. Din păcate. Vreau să ascultăm, să reascultăm o piesă și la sfârșit vom asculta și piesa Alege, așa se numește, duetul. Da, care așa este. Pot să spun că mi-a făcut o mare plăcere să... Mă bucur să aud lucrul ăsta. Ascultăm Cutia Pandorei alături de Guti, Ștef și Beatrice. Și Beatrice, da. Dragilor, am revenit, am ascultat Cutia Pandorei, suntem alături de Coleș Florin în continuare, cel care peste o săptămână va pleca să fie asistent medical și să ajute, probabil, sperând să-și facă un viitor mult mai bun acolo. Muzica va rămâne în continuare pasiunea lui și va face melodii chiar și acolo. Ai oamenii care să te ajute aici. Spune-mi despre Cutia Pandorei. Cum ați făcut videoclipul? Cine te-a ajutat? Despre piesă, câteva cuvinte. Videoclipul a fost făcut în 2013, în aprilie 2013. Domnul Perianu Costel, pe care țin să-l salut, a filmat. O colaborare, așa cum ai menționat și tu, cu Guti, Ștef și Beatrice, pe care îi salut. Toți trei au avut bacul. L-au trecut cu bine. Așa. Și ce pot să zic? Cum a luat naștere piesa? A fost simplu. Am vrut să scoatem în evidență greșelile și ceea ce, din păcate, ne caracterizează: răutatea, ura, invidia, orgoliu, care este cel mai mare dușman al omului. Am încercat să-l punem, să explicăm celor care ne ascultă că nu este bine și nu duce la nimic bun dacă ești înconjurat de aceste lucruri. Cu atât mai puțin să nu ne mai lăsăm manipulați de televiziune și de ziare, să începem să citim, să ne documentăm, să facem lucrurile care ne plac și nu știu, să renunțăm să mai fim răi. Să iubim pe cei din jurul nostru. Cam despre asta a fost vorba în Cutia Pandorei. Un cântec pe care l-am putea asculta cu atenție să înțelegem ceea ce vreți să ne transmiteți. Da. Pentru că, într-adevăr, lumea... Eu nu aș vrea să vorbesc la modul foarte general, însă sunt foarte mulți oameni răi și cei care, cum ai spus și tu, nu se mai pot bucura de ceea ce e frumos în această lume și de viața pe care am primit-o până la urmă, cadou. Așa este. Așa este. Lumea este orbită de răutate. De ceea ce nu mai văd lucrurile mărunte de care s-ar putea bucura foarte, foarte mult. Sperăm cu optimism și cu gânduri bune să îi facem să înțeleagă că lucrurile bune întotdeauna atrag lucruri bune. Exact, exact. Asta și e ideea. Ne simțim mult mai bine, suntem sănătoși, dacă gândim da. Pozitiv și nimic negativ nu se poate lipi de noi. Așa este. Și să facem sport. Este chiar un lucru așa, foarte, sport. Foarte important. Ai zis că faci sport. Ne-ai spus că ai fost un fotbalist sau ți-a plăcut foarte mult fotbalul. Am făcut fotbal 8 ani de zile, da. Într-adevăr. Da. Și încă îți mai place să o joci fotbal? Bineînțeles, bineînțeles. Joc în continuare, fac sport pe cât de mult posibil. Mă menține în formă și îmi dă luciditate. Pur și simplu îți dă o stare bună în tot corpul. Celor de acasă, dacă le-ai putea spune câteva cuvinte despre ce sport să facă. Bine, în ziua de astăzi toată lumea este când colo, nu mai au timp să facă sport și nu prea țin cont de faptul că ne-ar face mult, mult bine dacă ne-am trezi mai dimineață și ne-am duce să alergăm sau să facem o jumătate de oră mișcare. E
probabil că, uite, eu să zic ei, să nu vă spun de ei că ei sunt vinovați, eu sunt vinovată că nu mă trezesc de dimineață, nu țin cont de masă, probabil că se și vede, da. Nu mai os și piele. Și nu fac sport să mă simt bine, că așa stând pe loc și doar mișcându-mă și atunci cu mașina, dai seama ce viață pot să am. Da, așa este. Ce pot să zic din punctul ăsta de vedere? Cred că cu o jumătate de oră înainte de a începe să te pregătești pentru serviciu sau pentru orice altceva, dacă faci puțină mișcare, nu este neapărat să te duci să alergi sau să faci, să depui un efort fizic intens. Pur și simplu, să faci câteva exerciții fizice sau să faci puțină mișcare, cred eu că este de bun augur pentru toată lumea. Dacă nu faci mișcare și timpul nu-ți permite sub nicio formă să faci sport, cel puțin să renunțe la fast food și la sucurile astea și la băuturile carbogazoase. Pentru că nu au nicio facilitate asupra organismului și nu ne aduc nimic bun. Deci dacă nu faceți sport și nu aveți timp, plimbați-vă, renunțați la fast food și la băuturile carbogazoase. Și la fumat. Și la fumat și la alcool și la toate viciile. Nu, este, nu sunt bune. Eu râd pentru că vorbeam cu cineva, cu un prieten drag, vorbeam despre sucuri și despre bere. Și el îmi spunea că, băi, decât să beau un suc, mai bine beau o bere, că oricum e mai sănătoasă, știi? Și mă gândeam așa, da. Băi, ce-ar fi să fac și eu? Nu, e adevărat, decât să bei o sticlă de Coca-Cola sau să bei un suc, eu știu ce alt suc, mai bine ai bea o bere pentru că este apă și malț, are ingrediente naturale. Așa este, așa este. Dar fără excese. Orice exces de orice natură este dăunător. Clar. Exact. Să revenim la muzică. Da. Am vorbit despre sănătate, sperăm să vă fi făcut să înțelegeți ceva și să faceți sport dacă mă colo. Eu sper să reușesc să mă apuc de treabă. Vorbim despre muzică, despre piesa Alege. Da. O piesă de care mi-ai spus de mult, aș putea spune. Era un proiect pe care noi... De la emisiunea trecută. Mi-ai propus de atunci că dacă am putea face sigur o piesă împreună. Bineînțeles că am răspuns afirmativ și am rămas uimită. Mă bucur, mi-a părut bine, că mai ales pe mine, de ce nu? Și am așteptat până am putut să ne întâlnim, că fiecare a avut treabă. Tu, între timp, ai lucrat la versuri și dorul la muzică, la instrumental. Da, așa este. După ce am discutat cu tine atunci și ai acceptat, încă o dată îți mulțumesc că ai acceptat, chiar mă bucur. Ți-am urmărit activitățile și de aceea am apelat la tine. Știu, îmi place foarte mult cum cânti. Mi-ai spus mesajul piesei că ai vrea să fie pozitiv și să fie altceva decât ceea ce ar trebui transmis prin hip-hop. M-am conformat celor spuse de tine și am făcut acele versuri de bună dispoziție, de optimism, de eliberare, pur și simplu. A ieșit ceea ce vor asculta și cei care ne urmăresc. Ulterior și Doru Constantinescu a făcut instrumentalul, care este foarte, foarte bun, sună foarte bine. Și l-a făcut foarte repede. Și foarte repede, da. Pentru că el lucrase mult timp la un instrumental. Și s-a întâmplat să-i se strice ceva și să-i se șteargă tot ce cred că tot rău spre bine. Exact, a ieșit mult mai bine ce a ieșit acum. Da, da. Da, piesa se numește Alege. E vorba... sunt alegerile pe care ar trebui să le luăm. Exact. Să iubim, așa cum ai spus. Să iubim, să nu urăm, să... Să vindeci. Fim buni, să nu fim răi, să vindecăm și să nu împrăștiem lucruri rele, venin. Și să fim optimiști, să vedem lucrurile așa cum sunt, să fim cât se poate de primitori. Cu măsura cu care măsurăm, ni se va măsura la rândul nostru și de aceea trebuie să lăsăm orgoliu și ambiția deoparte.
Orgoliu și ambiția trebuie să fie în spatele sentimentelor, să nu punem asta înaintea sentimentelor, pentru că mai devreme sau mai târziu ni se va întoarce și vom avea de suferit, cu siguranță. Dacă vrei să mai transmiți ceva celor de acasă sau mulțumiri? Mulțumiri aș avea de transmis. Îi mulțumesc pe această cale lui Doru Constantinescu pentru tot sprijinul acordat. Îi mulțumesc lui Perianu Costel pentru videoclipuri. Îi mulțumesc lui Bogdan Roșca. Îți mulțumesc ție pentru colaborare și pentru emisiune. Le mulțumesc părinților mei pentru tot suportul și pentru faptul că au fost alături de mine tot timpul. Le mulțumesc prietenilor și, nu știu, le mulțumesc și celor care mi-au închis ușa, pentru că în felul ăsta am învățat să fac lucrurile singur și să descoper multe, multe lucruri. Iar celor de acasă, ce pot să le transmit? Decât să fie buni, așa cum menționăm și în ultima piesă, să aibă grijă de ei și să fie pozitivi, să ridice fruntea sus, capul sus și să privească cu încredere spre viitor. Cam atât. Foarte frumos spus. Îți mulțumesc mult din nou că ai ajuns aici. Multă plăcere. Îți doresc mult succes pe mai departe, să ne auzim cu bine și să mulțumesc auzim frumos de tine, în primul rând. Cu siguranță. Melodii noi, chiar dacă vor veni din depărtare. Cu siguranță. Îți mulțumesc mult, dragilor. Vom lua o scurtă pauză publicitară și revenim alături de... Nu vă spun cine. Dragilor, am revenit. Nu am vrut să vă țin în suspans, însă mă bucur foarte mult că în sfârșit am ocazia de a-i lua un interviu prietenei mele drage și cea alături de care am cântat din copilărie, încă de când eram în clasa, nu mai știu, dar aveam, eram ceva de genul, clasa 5-a, 6-a. Este vorba despre Mădălina Baciu, solista trupei Undercover. Ce faci, Mădălina? Bună! Ce să fac? În sfârșit ți-am acceptat invitația la emisiune, de când te rogi de mine să vin și abia acum am reușit să ajung. Chiar mă rog de tine pentru că îmi doresc foarte mult să vorbim și să arătăm și oamenilor de acasă că bă, tu ești Mădălina Baciu, tu cânti în trupa Undercover. Că nu știu câtă lume știe asta, tu cânti deja de câțiva ani alături de ei, stai foarte mult în București și probabil că asta a fost motivul principal pentru care n-am putut să filmăm până acum o emisiune. Ce faci? Cum ești? Te simți ok? Da, sunt foarte bine. Am terminat facultatea și acum mi-am luat o mică vacanță. Urmează masterul și să vedem mai departe ce o să fie. Acum sunt puțin relaxată, dar urmează greul. Da, un pic relaxată. O să ai câteva luni bune de stat sau nu prea? Vrei deja să te angajezi? Da, aș dori să încep să fac ceva. O să continui și cu muzica, bineînțeles. Nu pot să stau departe de cântat. Dar trebuie să fac și pasul ăsta, trebuie să caut ceva care să mă... Să ne maturizăm odată, cum da, s-ar spune. Sigur, e momentul. Să ne trezim dimineața și să mergem la serviciu și să muncim, să ne luăm banii aceia lunar, să avem din ce trăi. Da, mă sună foarte... Sună ciudat, probabil, dacă stăm să ne gândim. Dar pic, am fost obișnuite cu altceva și acum... Da, e un pic greu. Un pas pe care trebuie să... Trebuie. Trebuie să-l facem. Trebuie. Ok. Mădălina Baciu și Florentina. Asta n-aș fi vrut să spui. Știu, nu este numele meu preferat. De ce? Este de ziua ta, de flori. Da, trebuie să-l apreciez, doar în ziua respectivă. Cadouri, urări la mulți ani. Da. Spune-mi, te rog, ce facultate ai terminat? Pentru că am vorbit că ai terminat acum, ai făcut cei 3 ani de facultate. Ce ai terminat? Am terminat facultatea din administrarea afacerilor la Universitatea din București și aș dori tot un master în economie să continui. Da, am terminat cu bine și sunt foarte fericită. Mă bucur că am reușit să fac asta. Ai terminat un liceu de artă, ai terminat da. Muzică. Deci tu ai fost acolo din clasa a 5-a. Da. Până între a 12-a. Da, 8 ani de muzică. 8 ani de muzică și totuși ai luat alegerea de a te duce... Să faci multe calcule. S-a plăcut da, atât de mult matematica? Da, mulți m-au întrebat asta. Păi cum, de la muzică ai trecut la matematică? De ce ai făcut alegerea asta?
Păi m-am gândit că muzică pot să fac și fără conservator. Pot să cânt și fără să fac în continuare studiile de muzică. Și de aceea am ales să merg la Facultatea de Administrație și Afaceri. Colegul meu din regie spune că este o legătură între matematică și muzică. Da, așa este. La intervale, la... trebuie să calculezi. Trebuie să calculezi. Da. Deci, până la urmă, ai plecat din liceul de artă făcând nu știu câte ore de matematică până în clasa 10. Da, făceam dar și pe parcurs... 7 ore de teorie pe zi. Însă ați făcut multă teorie muzicală, ceea da, ce, da. Cum se spune, ar fi o legătură între muzică și... Da, este. Și teorie, pentru că sunt multe calcule de făcut, doime, optimi și așa mai departe, da, da. 16. Ah, da, cât am mai... prin câte... Mi-aduc și eu aminte în liceul de artă cât am... tot 9 ani aproape am făcut eu. Da. Ok, să revenim. Liceul de artă, ai terminat, deci tocmai de aceea tu acum faci muzică în continuare, însă... Ai început să cânti de mică, probabil că de aceea și părinții tăi te-au susținut și te-au dat mai departe la liceul de muzică. Nu a fost chiar așa, nu prea am fost susținută. De mică, într-adevăr, cântam, cred că știi și tu, celebrul spray. Da, 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 microfonul nostru, microfonul drag. Nostru, da. Ascultam Andre pe atunci, eram disperată, aveam și caseta, cântam, știam toate piesele pe de rost. Și ai mei, într-adevăr, au observat că eu am o legătură cu muzica și îmi place să cânt, să dansez, dar tot nu au făcut pasul acesta de a mă da la liceul de artă. Într-o seară, în schimb, a venit un prieten de familie la noi și a observat că mie nu mai îmi tace gura. Dar și le-a spus părinților, de ce nu o duceți? Că are talent, trebuie să facă asta. Și ai mei m-au întrebat, ce zice, ai vrea? Bineînțeles că eu am sărit în sus de bucurie și am zis, da, mergem, mergem. Și așa am ajuns la liceul de artă. În fiecare sâmbătă eram la Palatul Copiilor cu tine, bineînțeles. Da, și ei nu prea înțelegeau lucrul ăsta, că de ce mă duc tot timpul, de ce nu mai stau acasă, să mă duc și pe la bunici, dar eu o țineam tare că vreau la Palatul Copiilor să cânt, asta îmi plăcea să fac și dacă stăteam acasă nu mă simțeam bine. Și așa am mers la concursuri... Dar întotdeauna ai luat locul întâi. Da, am luat locul întâi. Da, și spectacole la liceu, la Palatul Copiilor. Au fost multe momente frumoase. Și de acolo s-a tot aprins pasiunea aceasta față de muzică. Și părinții tăi au văzut că nu se mai poate cu tine. Și te-au lăsat la liceul de artă și cu siguranță sunt foarte încântați de ceea ce ai reușit să faci până acum. Da. Spune-mi, te rog, de ce... ai preferat totuși să te duci la o altă facultate și să nu faci muzică mai departe. Mi-ai spus că ai învățat deja bazele muzicii, așa știi este. Exact baza și ce ar trebui să știi să cânti. A trebuit să ai totuși ceva în spate, adică ceva să te susțină financiar, să ai o meserie, cum se spune. Și tu ai preferat să fii contabil. Păi tocmai de aceea nu am vrut să mă duc la conservator, deoarece nu consideram că o meserie de profesor ar fi suficient. Aș fi vrut o meserie care să mă susțină mai bine financiar, cu muzica doar poate cu trupa, dar așa ca profesor nu mi-ar fi plăcut să lucrez. Cum s-a făcut și cum s-a întâmplat, marea întâmplare, de a intrat în trupa Undercover? Când s-a întâmplat asta? Cu Undercover este o poveste lungă. A început în clasa 9. Atunci am ajuns la o preselecție, ca să spun așa. Am cântat, băieții ne-au plăcut, pentru că erai și tu cu mine atunci. Da, eram M&M, așa ne numeam. Da, Mădălina. Și așa am rămas în trupă, doar că lucrurile n-au fost tocmai roz în perioada aceea. Eu nu dădeam poate atât de mult cât trebuia și nu munceam cât ar fi trebuit pentru a avansa și pentru a cânta mai bine. Fiind trei fete în trupă, bine, erau și probleme între băieți, exact. Certuri. Au fost și, mai da,
multe. Au fost mai multe, dar până la urmă am ieșit din trupă și abia în anul întâi de facultate am revenit, am dat iar probă și... S-a făcut un mare casting, iar tu ai fost cea care a reușit să treacă mai departe. Da. Dar între timp am evoluat și eu, am mai cântat și s-a văzut acest lucru și de aceea băieții au decis să revin în trupă. Și mă bucur că am reușit. Să revii și să rămâi, pentru că deja s-au scurs 2-3 ani. Da, 2 ani jumate, 2 ani jumate. Să fac 3 ani. Să fac 3 ani de când ai revenit în trupă. Da. Cum a fost prima cântare, dacă îți mai aduce aminte, alături de băieți? Prima cântare din 2009 sau... Nu, cea din... Aveam emoții. Țin minte, nu realizeam. Nu venea să cred că în sfârșit sunt acolo și am încercat să dau tot ce e mai bun din mine și să mă simt bine, să arăt că mă distrez și locul meu acolo pe scenă. Da, a fost un moment plin de emoții. Încă mai ai emoții când te urci pe scenă? Da, cred că de fiecare dată am emoții. Nu ai cum să nu ai. E diferit publicul de fiecare dată. Și dacă nu ai emoții, nu mai transmiți nimic. Exact. Spune-mi doar despre băieții din trupă. Băieții care din sunt, trupă. Sunt numeroși, sunt talentați, foarte. În primul rând, și sunt oameni cu care ai ce discuta întotdeauna și de la cine învăța. Da, băieții, într-adevăr, sunt foarte talentați și plini de viață. Mereu te distrezi cu ei, mereu au glume de spus și astfel nu devine o monotonie. E și distracție pe scenă și chiar și când nu suntem pe scenă și la repetiții ne simțim bine. Sau pe drum. Mai ales. Mai ales că tu anul acesta, de fapt voi, toată trupa, ați călătorit foarte mult și foarte departe. Cum ar fi drumul spre Oradea, spre Deva, Bistrița. Constanța, Bistrița. Da. Adică anul acesta a fost așa, aproape împrăștiat prin toate colțurile țării. Da. Când mergem spre orașul respectiv, mi se pare mai ușor drumul. Suntem odihniți, râdem, glumim, mai facem câte o oprire. În schimb, la întoarcere, deja suntem toți foarte obosiți și încercăm să facem liniște, să ne odihnim. Da, e... Dar e frumos. Ascultați muzică, probabil, da, și da. Muzică bună și puțin mai încet. Da, puțin. Puțin mai încet. Dar oricum e foarte frumos și ne bucurăm că putem face asta. Ne scoate așa puțin din monotonia celorlalte zile din cursul săptămânii. Exact. Aveți aproape în fiecare weekend. Aveți foarte multe evenimente. Foarte multe. Vara aceasta este plină. Până în toamnă. Până în toamnă, da. Până la sfârșitul toamnei. Da. Da. Și asta pentru că sunteți foarte buni și lumea vă apreciază. Da. Și ce ne miră e faptul că în loc să fim căutați în... aproape de județ. Casă, în județ, da, lumea ne cheamă și în celelalte orașe și departe, la Oradea, ce să căutăm acolo, adică... Cum a fost atmosfera la Oradea, chiar așa, sunt oameni diferiți? Da, sunt foarte diferiți și foarte primitori, se distrează foarte bine și le place muzica pe care o cântăm, probabil și de aceea ne-au ales pe noi să ne cheme acolo. Da, e foarte plăcut, e foarte ok, da. Gândește-te că... bine, cu siguranță știți și voi asta, că până la urmă trupa tot încerca să ajungă acolo și să fie cunoscută în țară și să fie chemată prin toate colțurile, da. Cum am mai spus. Vorbim despre membrii trupei. Nu îi luăm pe fiecare în parte, însă aveți un nou membru, da. Acum. E vorba despre Dora Ungureanu, pe care am tot avut-o în emisiune și ne-am bucurat să o ascultăm de fiecare dată, pentru că vocea ei este extraordinară. E aur. Și are doar 15 ani și are o voce foarte frumoasă. Eu am rămas împietrită când am auzit-o prima dată. Da, într-adevăr te impresionează când cântă și se ridică părul pe tine, e extraordinară. Și sunt sigură că o să ajungă departe. Da, și mă bucur că face parte din trupa Undercover. Și am ocazia să cânt cu ea, desigur. Și de ce nu să mai cilești un pic urechea, știi cum da, se spune? Da, sigur, poate eu chiar să învăț. Am făcut asta de fiecare dată când am ascultat-o. Și să urmăresc fiecare florecică pe care o face ea. Da. Are o voce foarte frumoasă și puternică.
Deci, de 2 ani jumate ești în trupă. Te-ai gândit pe viitor ce se va întâmpla? Vei continua cu trupa undercover? Oricum, până la urmă, te simți bine aici și pe scenă, faci ceea ce ți-ai dorit întotdeauna să faci. Te-ai gândit că se poate face și mai mult sau e ok ceea ce se întâmplă aici? Normal că m-am gândit că ar putea face mai mult, dar că nu îmi doresc atât de tare asta. Vreau să păstrez asta ca pasiunea mea, hobby-ul meu și mă bucur că pot să fac asta, deoarece foarte mulți își doresc să ajungă să cânte cu o trupă live. E cu totul altă atmosferă ca față de atunci când cânti pe negative. Se simte altfel și vreau asta să rămână așa și cât se poate. Până la un moment dat. Până la un moment dat. Nu știu când va veni acel moment dat. Da, desigur. Dar e foarte plăcută stabilitatea aceasta pe care, da, pe care o ai și dorința de a cânta în continuare. Da, da, da. Alături de ei. Familia ta ce spune? Îi salutăm cu această ocazie și îi pupăm și îi îmbrățișăm. Cu siguranță sunt mândri, cum am spus și mai devreme, că de tine, că ești într-o astfel de trupă. Da, păi cât mă cicoleau când eram mică și îmi spuneam să, pentru ce să cânt, pentru ce să mă duc. Acum îmi dau și seama că munca mea nu a fost în zadar și, într-adevăr, sunt mândri și mă bucur că am reușit să fac asta, să îi fac mândri. Da. Nu ai o familie foarte numeroasă, aș nu putea spune. Nu, mai am un frate. Are 6 mă gândeam la sora, da, care are 6 ani, da. Bine și ne știm, adică ne suntem așa, că da, o familie, din două familii facem o familie mare. Da, da, nu, are 10 ani și cochetează și el un pic cu muzica, el mai mult cu rapul, da, cântă prin casă. Păi tocmai ce l-am avut pe Coleș Florin alături de noi, ar putea să-l asculte pe Coleș și poate până placă se pot întâlni. Pentru da, câteva lecții. Poate că da, dacă își dorește. Da, vedem, el e mai mic momentan, încă nu știe ce vrea și ascultă oricum foarte multă muzică. Și te apreciază pe tine. Da, și da, și mereu mă roagă, mă, dă, când te duci la repetiție, ia-mă și pe mine, vreau și eu să văd cum e la repetiții, doar că nu prea eu, pentru că nu e cu minte. Da, dacă se cumințește, Cristi, dacă te cumințești, să știi că te iau. Numai atunci. Da, da. Despre stilul tău de viață. Știu că fiind la București, acolo toate lucrurile se desfășoară așa foarte rapid și toată lumea e într-o agitație continuă. Tu ai fost la fel în acești 3 ani? Stilul meu de viață nu prea e sănătos. Păi trebuie să fiu sincer. Trebuie să fiu sinceră, nu? Păi nu e sănătos pentru că dorm foarte târziu și nu e prea bine. Asta nu mănânc sănătos din deloc. Din ce cauză până la urmă? Te-ai obișnuit cu un anumit program? M-am obișnuit cu un anumit program din cauza cântărilor, când vin să dorm la 5-6 dimineața. Și aș vrea să mă dezobișnuiesc, dar greu. La fel cu masa, nu prea mănânc sănătos pentru că nu e timp. Și mai mănânc în oraș, acasă fac repede ceva pe fugă și... Mădălina gătește foarte bine, văd că tot evită să spună. Păi nu-mi place să mă dau mare. Face niște paste foarte bune. Hai că te dau eu mare atunci. Că face niște paste foarte bune și niște salate așa de toate. Da. E foarte curioasă din... Te uiți la tot felul de programe TV și la emisiuni despre... despre cum să gătești cât mai sănătos. Acum, na, timpul nu ne permite întotdeauna, ce-i drept. Nu, probabil dacă aș fi fost talentată la muzică, cred că aș fi urmat un curs de gătit. Chiar sunt pasionată de asta și mă uit la diferite emisiuni și să văd cum se combină mâncarea și chiar și mirodeniile, cu ce carne se potrivesc și la ce tipuri de mâncare. Dar uite că prefer muzica. Prefer muzica și prefer și facultatea și... Da, sigur, da. Asta o să fac eu probabil pentru prietenii mei. Când am invitații acasă o să le gătesc, dar altfel nu am cum să mă ocup de asta. Ți-e drag să le gătești celor din jur, celor apropiați? Da, uite, de exemplu, dacă sunt singură, nu-mi place să îmi fac ceva foarte
dificil de făcut sau îmi fac repede o salată, o omletă, ceva, să scap repede să mănânc și să-mi văd de ce am de făcut. În schimb, dacă știu că vine cineva la mine, îmi place să fac ceva așa mai special, să-mi iei pe frigiderul și să îi aștept cu bunătăți. Foarte frumos spus. Ok, asta este un stil de viață, nu știu, eu l-aș spune rapid, însă tu nu ești chiar așa cum spui, că nu mănânci foarte sănătos. Și... Am momente. Ai momente. Dar despre fizicul tău, pentru că tu arăți foarte bine și asta este clar. Cred că devine tata. Tata, da. Pentru că el este foarte înalt, da. Și tu la fel. Da. Deci celor de acasă are 1,80 și 2, cred. A, 1,80. Alo, ușor. Mai pune. Nu mai pune. 1,80. Chiar așa, despre modeling. Trebuie să amintim că tu ai luat premiul 2 la Miss Buzău în anul 2010. Da. Da. De ce ai mers mai departe? De ce nu ai preferat să mergi pe această latură? Păi și atunci nu m-am dus că am vrut eu neapărat să particip. Tot așa, o prietenă m-a rugat, hai du-te că arăți bine, că sigur o să câștigi. Și m-am făcut să vreau. Și de ce nu? Să încerc. Nu se știe niciodată. Măcar mă distrez. Și au fost 2 săptămâni de repetiții. Pregătiri. Da, ne-am pregătit. Și nu mai așteptam să câștig. Eram foarte multe fete frumoase care meritau să fie acolo pe podium. Și când mi-am strigat numele și mi-au oferit locul 2, am zis că nu se poate, cum eu? Și ai mei nu credeau că o să câștig, că ai că la ce te duci, că nu este nevoie. Dar ei au fost în public și da, au fost în public și uite că am reușit și acolo să fac ceva și am rămas cu amintiri plăcute. De ce n-ai mers mai departe pe acest drum? Pentru că nu consider că aș fi foarte potrivită pentru asta, nu neapărat din punct de vedere fizic vorbesc, și pentru că nu prea sunt eu de acord să mă duc la defilări în cluburi și să mă fuții în costume de baie. Poate asta e pentru alte fete, eu îmi doresc ceva mai serios. Îmi place cum gândești, ce vă să zic. Oricum, muzica probabil rămâne în prima pasiune, da. Nu poți să faci nici multe deodată și... Mai bine ceva, un lucru... Și bine făcut. Da. Nu pot să spun decât să-ți urez mult succes mai departe. Mulțumesc. Noi suntem și rămânem la fel de bune prietene și ne ținem așa de mânuțe că mergem pe stradă, indiferent de ce crede lumea, chiar și prin București. Indiferent. Da, sigur. A fost o deosebită plăcere, mă bucur că am reușit în sfârșit. Vorbim un pic și aici. Vom asculta trupa Undercover și până atunci nu pot decât să-ți mulțumesc ție. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și ne vom revedea și săptămâna viitoare cu un alt invitat. Un weekend plăcut, sperăm să nu mai fie atât de cald și să ne vedem la piscină. Toate cele bune! Every day I'm shuffling.